Învață cum să pui banii în mișcare. Vino în orice sucursală BCR sau pe bcr.ro să vorbim despre soluțiile financiare potrivite pentru tine. Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să analizăm câteva mituri referitoare la independența financiară, vedem cât adevăr există în acestea și cum putem fi induși în eroare. Un nou mit referitor la credite spune în felul următor. Mai întâi rambursez anticipat toate creditele, de-abia după aceea mă apuc de investiții. Este fals. Sau mai corect spus, nu este întotdeauna adevărat. Cel mai des se ridică această problemă în cazul unui credit ipotecar contractat pe 20-30 de ani, iar balanța rambursării anticipate investiții se înclină diferit în timp. În primii ani ai creditului ipotecar plătim mai multă dobândă, peste 90% din ratele lunare și mai puțin principal. Și este normal pentru că la început am un credit principal mare. De exemplu, dacă am luat 100 de mii de euro, să spunem, la o dobândă anuală efectivă de 6%, împărțit la 12 luni, am aproximativ 500 de euro pe lună dobândă. Aplicând în Excel o formulă pentru a determina anuitatea lunară, iar eu am să folosesc aplicația de pe telefon, o să vedem cât este rata lunară pentru a compara cu dobânda. Și avem în felul următor. Payment este formula pe care o să o folosim cu următoarele variabile. Avem 6% pe an împărțit la 12 luni, separăm prin punct și virgulă, 360 de luni, 100 de mii de euro ca de la mii este principalul contractat și 0, ultima variabilă, este valoarea viitoare pentru că la final o să rambursez integral. Și rezultă, introducând toate aceste componente în formulă, o anuitate lunară medie de 549 de euro, din care, am zis, 500 este dobândă. Practic, în primii 10 ani ai creditului ipotecar, plătesc aproape 2/3 din dobânda totală. Repet, este normal pentru că dimensiunea principalului de rambursat din credit este foarte mare la început. Automat, dobânda procentuală se aplică la un principal mare și este semnificativă la început. Practic, acest quantum, combinația dintre principal și dobândă, se schimbă în rata lunară pe măsură ce avansăm. Deci nu putem să generalizăm întotdeauna că este mai bine să rambursezi creditele mai întâi cu prioritate și apoi să începi investițiile. Dacă simplificăm, mai degrabă lucrurile stau în felul următor. În primii 20% din timpul unui credit, deci primii 6 ani dintr-un credit de 30 de ani sau primii 5 ani dintr-un credit de 25 de ani, toate economiile trebuie orientate către rambursarea anticipată a creditului prin reducerea perioadei și păstrarea ratei lunare. De ce? Pentru că fiecare 1 leu plătit anticipat în această perioadă reduce dobânda viitoare cu 4 lei. Deci un randament de 400% obținut sigur, 100% fără risc, este un aspect important pentru că ai garanția câștigului. Dacă investești o sumă mare de bani într-un moment, nu există alternativă mai bună care să-ți garanteze un randament de 400% cu risc zero. În schimb, dacă ești în următoarea fereastră de timp de 20%, deci următorii 6 ani la un credit de 30 de ani, economiile trebuie orientate jumătate către rambursări anticipate, jumătate către investiții. Orice 1 leu plătit anticipat în această perioadă generează o dobândă viitoare economisită de 2 lei. În fine, dacă ai depășit prima fereastră de 40% din timpul unui credit, deci începând cu anul 13 la un credit ipotecar pe 30 de ani, sau începând cu anul 11 la un credit pe 25 de ani, nu mai rambursezi anticipat. Efectul este prea mic. Mai bine folosești toate economiile pentru investițiile lunare diversificate în piața de capital, vei obține un randament mai mare, un câștig mai bun decât dobânda viitoare economisită. Deci gândește din perspectiva maximizării efectului pentru fiecare 1 leu de economisire atunci când alegi între rambursări anticipate și investiții. Țineți aproape, în episodul următor o să continuăm să combatem noi mituri despre investiții și independență financiară. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare.
Așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta. Continuă călătoria și învață să pui bani în mișcare cu BCR. Te așteptăm în sucursale sau pe bcr.ro. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar.